Polițiștii au prins în trafic trei persoane care conduceau sub influența băuturilor alcoolice, unul dintre șoferi neavând nici permis de conducere. Un bărbat de 28 de ani din Bălești a fost prins în Târgu Jiu după ce a produs un accident. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,72 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au constatat că acesta nu avea nici permis. Un alt bărbat de 42 de ani din Aninoasa și un tânăr de 21 de ani din Târgu Cărbunești au fost depistați cu alcoolemie peste cea admisă. Polițiștii gorjeni au constatat în ultimele 24 de ore trei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului, două infracțiuni de conducere fără a poseda permis de conducere și o infracțiune pentru încredințarea unui autovehicul spre a fi condus unei persoane care nu posedă permis de conducere. Oamenii legii au surprins și doi tineri care conduceau fără a avea permise. Polițiștii au întocmit 6 dosare penale doar în ultimele 24 de ore.